Vă salut, dragi prieteni, la un scurt live aici pe Instagram. Am un singur gând pe care vreau să vi-l transmit legat de acest coronavirus. Probabil că sunteți sătui deja de atâtea mesaje, de atâtea. nu știu, știri. Uh, isterie, multe lucruri ridicole, penibile și așa mai departe. Totuși, uh, este un lucru la care m-am gândit zilele acestea și pe care pur și simplu nu cred că îl putem ignora. Și anume, vedeți mass media cât de agitată este în zilele acestea, uh, dând știri. De absolut toate felurile. Fie că o face pentru rating, fie că o face pentru vizualizări, fie că o face pentru a fi cunoscută, fie că o face pentru. Uh, cine știe din ce motive, da? Mass media este foarte implicat, ne-a dat toate detaliile. Dacă e un comunicat, mass media uh, spune, dacă se anunță o chestiuță micuță legată de lucrul ăsta, mass media este pe val. Știți ce e interesant? Că mor sute de mii de copii uciși în pântecele mamelor lor în fiecare an și nimeni nu mai face gălăgie pe tema asta. Este foarte interesant, nu doar din partea mass-media, că din partea mass-media te aștepți ca să existe uh, o perspectivă deformată, nu? Datorită faptului că acolo lucrează oameni necredincioși, care nu pun preț pe sanctitatea vieții unor copii. Din partea lor te aștepți. Ei sunt plătiți, sunt plătiți de niște firme, trebuie să reprezintă într-o anumită măsură filozofia oamenilor care îi plătesc. Deși eu personal nu știu cum să-mi asta cu conștiința lor, ceea ce înseamnă că și ei cred lucrurile uh, care le sunt dictate. Dar gândiți-vă la lucrul ăsta. Sunt omorâți zilnic copii în maternități, în locuri în care viața lor ar trebui protejată. Și este foarte interesant că epidemia asta ocolește copiii. Nu știu dacă nu vi se pare interesant lucrul ăsta. Ocolește copiii. Copiii, uh, nu știu, nici nu știu dacă s-au confirmat cazuri de copii foarte mici care să moară. Oricum este aproape spre zero. Foarte interesant lucrul ăsta. Nu vi se pare? E, evident, noi avem explicații naturale, nu? Copiii au imunitate puternică și atunci ei rezistă mai bine. Dar eu cred că este și mâna lui Dumnezeu acolo. Copiii sunt măcelăriți de zeci de ani în întreaga lume, în pântecele mamelor lor. Sunt măcelăriți, e un masacru la propriu. Sunt măcelăriți în locurile în care ei ar trebui să fie aduși la viață. Și Acum nu mai mor ei. Mor mâncați de o molimă, oamenii care sunt trecuți de o anumită vârstă, da? Procentajul cel mai mare este. procentajul crește cu cât vârsta crește, da? Dar nu mă miră mass media. Știți ce mă miră? Mă miră pocăițe. Dacă ai spune ceva despre avorturi zilnic, dacă ai insista pe subiectul ăsta, lumea ar spune, domnule, ăsta are o obsesie. Are obsesie cu avorturile. Doare, nu i normal să ai obsesie cu faptul că sunt omorâți copii în fiecare zi? Oare ne-am obișnuit cu lucrul ăsta și eu cred că asta s-a întâmplat. Eu cred că noi ne-am obișnuit. Dacă pandemia asta cu coronavirusul ar fi mai lungă, dar ar ține ani de zile, ne-am obișnuit. Doamne, suntem obișnuiți să moară oamenii din cauza coronavirusului. Cum ne-am obișnuit cu moartea oamenilor din alte pricini. Bol de inimă, diabet, și alte cauze. Exact așa ne-am obișnuit cu avortul. Ne-am obișnuit. Doamne, ne-am obișnuit că copiii sunt omorâți în spitale. Ne-am obișnuit că mamele să duc să-și ucidă copiii. Ne-am obișnuit. Nici nu mai... Parcă ni se pare unora dintre noi că folosirea cuvântului crimă, ucidere, omor, în cazul avortului, este ceva deplasat. Aud chiar așa zic și apologeți creștini care spun, domnule, nu poți discuta cu necredincioșii spunând că avortul este omorârea unui copil. Nu? Dar ce este? Adică eu ce trebuie să fac atunci când discut cu un ateu sau cu un luminat al lumii ăsteia pur și simplu să-mi abandonez credința, să-mi abandonez perspectiva despre lume și viață și să adopt limbajul lui, gândirea lui ca să ce? Să ajung unde? Aș vrea să vă gândiți la lucrul ăsta. Oare noi creștinii nu am devenit insensibil la un măcel care are loc sub ochii noștri? N-am devenit insensibil. Nu ne mai deranjează. Nu mai vorbim despre lucrul ăsta. Ba chiar ni se pare exagerat dacă cineva insistă pe subiectul ăsta uh, mai multe zile la rând sau mai multe săptămâni, dacă insistă luni de zile sau ani de zile la rând pe subiectul avortului, deja ni se pare exagerat. Domnule, nu... Domnule, poți vorbi despre asta, dar nu în continuu. Vedeți câtă gălăgie se face pe pandemia asta cu coronavirusul. Și eu cred că este o pandemie reală. Este o problemă reală cu care ne confruntăm. Toată lumea științifică, oamenii care sunt în domeniu, să gândesc la un, la un vaccin, nu? Care să ne protejeze de coronavirus. Și să nu mai moară oamenii. Bun. Cum facem cu moartea intenționată, voită, plătită, Sponsorizată de stat, încuviințată de marea masă a, popula a populației, da? Moartea copiilor. Trebuie să vă gândiți la lucrul ăsta. Este părerea mea că nu putem evita să ne gândim la lucrul ăsta. Și dacă evităm, ne aflăm într-o mega ipocrizie. Da? Inclusiv noi creștinii. Suntem atât de vocali și, aș spune, gălăgioși pe Facebook, pe WhatsApp pe Viber, da? atâta de și încât trebuie să-ți închizi notificările la grupuri, la tot felul de programe că oamenii pur și simplu îți scăpați de sub control. Da? E de fapt o, și o pandemie de isterie acum. Pentru că nu e asta cea mai rea ciumă care au fost pe pământ. Da? Dar acum avem instrumentele la dispoziție ca să facem gălăgie cu ele. Cred că ne aflăm într-o stare de necredincioșie față de Dumnezeu, față de cuvântul față de valorile în care noi spunem că credem. Dacă suntem insensibili, suntem toleranți, suntem tăcuți față de această pandemie a insensibilității. Insensibilitatea față de crimele, uciderile, măcelul copiilor, care nu apucă nici măcar să vadă lumina zilei. Uh, cred că este momentul să aducem în atenție și lucrul ăsta. Oh, o să se enerveze câțiva, sigur că o să se enerveze. Ascultați-mă, indiferent cât de frumos vei vorbi, dacă vei ajunge să faci public această comparație între pandemia care îi ucide involuntar oamenii în vârstă și uciderea voluntară de către adulți a propriilor copii, dacă vei ajunge să faci comparația asta public pe Facebook sau undeva, Vei vedea că vei fi cenzurat de Facebook. Vei vedea că oamenii te vor dezaproba. Vei vedea că nu vei fi încurajat de prea mulți. Vei vedea că foarte multe persoane, chiar dacă sunt de acord cu tine, spun, domnule, nu mă pot asocia, mi se pare că nu merge să formulezi lucrurile, nu știu cum. Deși foarte grav, nu? Ar trebui să explodăm doar la gândul că trăim într-o lume atât de evoluată, atât de tehnologizată, atât de. Uh plină de informații care pur și simplu își omoară săptămână după săptămână, lună după lună, an după an, deceniu după deceniu, își omoară generația viitoare. Da? Este Dumnezeu în suveranitatea lui știe cel mai bine de ce a îngăduit lucrurile acestea. Eu nu am ajuns în spatele cortinei să văd. Dar ar fi o ipoteză, nu? Ar fi o ipoteză. Mortalitate mare și natalitate mică. Natalitate mică și din cauza faptului că nu se mai fac copii, și natalitate mică și din faptul, cauza faptului că copiii care sunt concepuți sunt uciși. Da? Și acum rămânem cu ce? Da? Au intrat hoardele de musulmani în Europa. ceretare pentru unii care sunt deranjați de acest limbaj și de faptul că este o realitate, da? Nu mă refer la toți oamenii exclusiv, dar la mulți dintre ei care nu au intrat din niciun alt motiv decât să schimbe demografia Europei și să schimbe cultura Europei. Așa mor bătrânii, copiii nu mai se nasc și suntem într-o situație foarte, foarte ciudată. Cred că ne așteaptă vremuri foarte ciudate. Foarte ciudate. Și cred că biserica, în concluzie, biserica trebuie să fie o voce profetică pentru uh, lumea și vremea în care noi trăim. Nu este treaba noastră dacă oamenii ne ascultă. Nu este treaba noastră dacă oamenii ne bagă în seamă. Nu este treaba noastră dacă oamenii ne, crede, dacă oamenii ne cred din culți, bigoți, intoleranți, proști. Și cum mai vreți dumneavoastră? Treaba noastră, da, într-adevăr, este să proclamăm mesajul profetic al lui Dumnezeu, că este o profetic pentru lumea asta. Pentru că ei nu cunosc mesajul ăsta, ei, ei nu-l iubesc, ei nu-l doresc, ei, ei atunci când aud mesajul ăsta aud un mesaj care este contrar cu tot ceea ce ei cred și practică. Da? De asta, Biserica are o funcție profetică în lume. Uh, și atunci când ei aud avut mesajul ăsta, evident, reacțiile lor vor fi diverse, dar unii dintre ei se vor pocăi. Da? Gândiți-vă la. Paralel asta la comparația asta, Dumnezeu să vă binecuvânteze o seară bună.